În curând am putea plăti în numerar produse de cel mult 2000 de lei. Așa vrea guvernul să combată evaziunea fiscală, dar ce faceți dacă nu aveți un card bancar și nici nu vă doriți unul? Cum plătiți cu cash un televizor sau un frigider care costă mai mult de 2000 de lei? Aceasta este întrebarea pe care o vom dezbate împreună cu domnul Adrian Negrescu, analist economic. Bună dimineața și mulțumim foarte, foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Bine v-am găsit! Domnule Negrescu, cum procedăm în situația în care vrem să cumpărăm, de exemplu, un frigider care costă 2300 de lei? Singura șansă în condițiile acestei noi legi austerității este să-ți iei banii cash, să te duci la bancă, să-i pui pe card și cu cardul să te duci la magazinul Cash & Carry sau la altă unitate de unde vrei să cumperi magazinul. Pentru că realitatea arată că vor fi limitate incredibil de mult pierții astea cash. Iar această decizie, din punctul meu de vedere, va afecta cam jumătate din populația României, mai ales pe cei care stau în mediul rural și nu au acces la bancomate sau la POS-uri. Apropo, numărul bancomatelor în România a scăzut cu 2000 în ultimii ani, iar POS-uri, adică acele terminale de plată unde plătim cu cardul, sunt numai 370.000 față de vreo 800.000 cât ar fi necesare. Deci, practic, n-avem decât șansa de a strânge banii, de a ne face o excursie la bancă, la oraș sau cine știe unde găsim un automat în care să plasăm banii respectiv și cu cardul să mergem să plătim. E o chestie absurdă din punct de vedere economic, o chestie menită să reducă evaziunea fiscală, dar care nu ține cont de realitățile române și asta este marea problemă. Cu alte cuvinte, domnule Negrescu, banii la saltea nu mai funcționează în zilele noastre. Ce ar trebui să știe oamenii care nu vor card? Ce-i sfătuiți în acest moment? Să încerce să-și limiteze cheltuielile, pentru că altă fază nu au, altă lucru nu au de făcut decât să încerce să facă chiar și un card, pentru că avem cel mai redus nivel de bancarizare din Europa, adică avem doar unul din trei români are card și cont la bancă. Ei, dar știți ce e interesant? Că această prevedere pe care guvernul ne propune în această lege a austerității încalcă practic prevederile legislației europene. Recent, Comisia Europeană a renunțat la ideea de a limita plățile în numerar, considerând că sunt încălcate libertățile fundamentale a romului. Mai mult decât în Portugalia, apropo de comisioane, că știți că marea problemă e comisioane, în Portugalia, atunci când extragi bani de la bancomat, prin lege e trecut, comisionul este zero, indiferent de unde retragi banii respectivi. Iar în Statele Unite sunt o grămadă de state care practic ce au făcut? Au interzis această reducere semnificativă a nivelului plăților în cash, special pentru că ține până la urmă de dreptul oamenilor de a face cu banii ceea ce își doresc. Nu e neapărat să-i ții la bancă și să fii de fiecare dată nevoit să plătești un comision pentru orice serviciu pe care îl faci cu cardul.